Salutare tuturor și bine v-am găsit aici, la un meci epic de greu. Este Napoli vs. AC Milan, o echipă care cred eu că în momentul de față este chiar favorită să câștige titlul în Serie A, Napoli, mă refer. E o echipă care a transferat cu cap, a transferat jucători care ai putea zice că mulți au fost relativ no-name și au evoluat în jucători de top class. Și chiar e o echipă forță, echipă care rupe tot ce stă în cale. Și hai să vedem ce ne vom descurca noi aici în această mare nebunie, în acest mare meci. Uite aici la o Hakim Ziyech, uite, vorbim de jucători de care eu cel puțin am auzit veci. Ia uite-l pe acest corean care este absolut superb, joacă foarte bine și totodată chiar are un car mișto de la Ultimate Team. Ia uite, cred că și în career mode e mișto omul. Și uite aici o șansă foarte mare pentru Cristi! Bine de tot, minutul 32, gol! Cristiano Ronaldo! Un transfer super epic aici pentru Milan. Un jucător care, ia uite, ce nebunie face aici. I-a trebuit așa una, două meciuri, știi, să se acomodeze și gata, rupem tot ce ne stă în cale. Acum, hopa, aici cu apărarea ne e puțin mai greu. Ne vedem dacă reușim aici. Foarte bine, Tomori! Și așa tot degajez că n-are rost. Bun. Hai să vedem. Totodată vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea și suportul vostru. Asta contează cel mai mult pentru că asta mă face să postez tot mai multe episoade și să încerc din nou să revin clar la o serie zilnică. De ce nu, cum v-am și spus, dacă strângem multe like-uri, gen 500, poate chiar două episoade pe zi. Îl fac pe Dragon 4 și fac acest lucru dacă vedem, dacă văd. Că desigur strâng 500 de like-uri pe episod, care m-ar mira să strâng atâta, dar ar fi so epic. Ia bă ce ușor mi-a dat tackling acolo în atac. Să dăm aici din nou corner în minutul 71. Hai să vedem, câteodată când mai chem unul se mai, se mai deschide puțin apărarea către Cristi, dar n-a dat-o bine cu capul. Și este fluier final, o victorie imensă aici versus Napoli. Cum v-am zis, au fost acolo cele două prime meciuri grele cu Juventus și Inter, echipa încă neacomodată, știți voi toate cele, iar acum suntem pe drumul cel bun. Și cred eu că multe victorii vor veni, vor urma. Oricum, Cristiano Ronaldo, ia uite la gol, țaca-paca. Gol aici și cu Napoli. Bun de tot. Îl vedem aici, uite, Ronaldo, gol, seal, Napoli, defeat. Păi, cum? Ok, mai vine aici oferte de loan pentru Franks, dar tot felul de echipe unde n-are rost să-l împrumut, gen. Și cred că am văzut acolo că Salemakers, da, ia uite, a terminat noua sa poziție, ne vedem pe cam, și acum o să-l pun, să încerc mai bine spus, să îl evoluez puțin și pe shooting, și pe pas, dar uite ce greu evoluează, nu știu câte, 30-20 ceva de săptămâni, totuși nu e așa de bătrân, adică e încă tânăr, de ce dracu, de ce dracu trăie așa mult, foarte ciudat. No, oricum, hai să avansăm până la meciul ăsta cu uite, 3-1 cu Sampdoria, super. Meciul ăsta cu Red Bull Salzburg. Hai să jucăm acest meci, meci important. Hai skip și dăm așa direct play. Play highlights până și cu ei, uite că și rimează. Și să vedem dacă reușim o victorie aici cu Salzburg în Champions League. Haide, Cristi, te așteptăm. Hat-trick-ul, să vină hat-trick-ul pentru Cristi. Să arete Cristi acolo, bă, la United. Uite, bă, ce jucător ați pierdut voi, mă. Bun, îți dăm, avem aici crossing opportunity for Milan. Oportunitate de a da un cross, având în vedere că astea de cross sunt destul de shit în FIFA 23. N-a avea rost. Era la un timp folositor să faci crossing, mai ales cu jucători înalți, cum era Haaland și Lewandowski, spre exemplu, când era faza aia de lengthy, care le dădea pace și la jucători ăștia mai slow, și nu, cum erau înalți, mai centrali și se mai merea acolo cu capul. Dar aici, în career mode și mai ales după acele update-uri, n-are rost. Minutul 43, uite ce repede trece timpul. Avem un free kick, dar într-adevăr este un free kick cam la mare depărtare.
Am să încerc, uite așa, să dau o pasă, iese, dechetelare, dar apără portarul Cohn, foarte bine apărat acolo, un șut foarte bun al lui dechetelare, dar portarul totuși a fost pe fază. Să vedem aici, poate m-am prostit că am făcut în spate, dar totuși măcar să deschid, ai, cum a pândit nebunul ăla. Ia să vedem, are Salzburg un roșu și avem noi un penalti. Și de ce dracul de Calabria? Cristiano, bro! Si! Ohoho! Cum ziceam? Si! Bines! Gol din penalti, Cristiano Ronaldo în Champions League, minutul 87. Wow, asta cred că este ultima fază. Și este o fază bună pentru cei de la Salzburg. Fii atent aici. Crossing opportunity. Opa, s-am grijă. Bun. Crossingul a fost destul de slab, dar totuși încă este la posesia celor de la Salzburg. Dar, hai, uite, reușim să mă apăr. Și este o victorie vs. Salzburg, un gol din penalti pentru Cristi. De poveste. Și victoria vs. Salzburg. Bine, Milan, mă, bine de tot. Într-un meci destul de strâns, aș putea zice. Că și ocaziile care mi-au fost date au fost destul de grele, de ciudate, așa, știi? Una e când joci tu și tot continui avansul, dribbling-ul, pasele, și alta e că pur și simplu te aruncă cineva direct în piscină și zice no, mult noroc, dă-i gol, fă centrare, fă ce vrei și dă gol. Ba, știi? Îți dau ei așa un 5 secunde așa de gândire și să vezi terenul, dar da, e greu, e greles. Și cred că deja a involat Ronaldo, cred că avea 90 overall când l-am transferat și deja e la 88. Asta e un picut nasol, nu zic. Dar da, hai să vedem aici, meci versus AS Roma. Hai să vedem aici, AS Roma, o echipă iarăși frumoasă, cu un antrenor mai epic, ca cel mai epic, Jose Mourinho, deci știe omul și să antreneze și să transfere. Și na, e Roma, chiar e o echipă faină, chiar e o echipă faină. Și transferurile făcute, din nou zic, chiar mișto, mai ales Dybala, wow, cum au reușit să-l aducă pe Dybala și parcă și free agent, wow. Ia uite, mă, penalti pentru Roma, fai, oare reușesc să-l apăr? Ia să vedem Dybala, oare unde dă? Oră dă în dreapta? Aaa, stânga! Ha! Da, este golul pentru AS Roma din penalti. Ia să vedem minutul 43. Din nou Roma, un contraatac. Fuleu! Mai bine nu îi lăudam, că uite câte ocazii, câte faze au Roma. Penalti, acum iarăși contraatac. Opa, Tomori! Hai mă că ai dat tackling! Opac! Bă, nu pot. Ah, m-am sperat că din nou este penalti pentru Roma, gen. Hai să vede Cristi. Cristi, ești gata? Haide Cristi. Nu, bă, și-a scos-o. Frate, cum? Bă, și-am dat-o bine, ați văzut că am dat-o bine și în centru și pe zona aia. Ta, ce nasol e. Penaltiuri, na, în ultimii timp e altfel, știi cum ai și gafă omenească și ăla ce să facă, unde să dai. Și se pare că în cărere mă portar is tank pe perspectiva asta de apăra 11 metri. Dar din nou Roma în atac, frate, bă, câte ocazii Roma, câte faze Roma. Numai Roma. Bă, ce torpilă! Dybala, fraților, ce bombeu, ce torpil a dat acolo. Am nu zic Dybala, știi, mi-ar place și mie să l-am pe Dybala în echipă. Doamne, băi, nene, mă, ce jucător de fuzbol. Ia uite aici, ia mă că-i gol, yeah! Și cu Simone Kjær, bă, nene. E bine, numai că mai avem nevoie încă de vreo două goluri să câștigăm, sau măcar unul și să terminăm măcar egal. Ia uite, Simone Kjær, el e. Un gol în 8 meciuri. Păi na, e apărător, bro, ce să... Milan Sororan, ia să vedem. Ia avem aici Cristiano Ronaldo, așa, Rafa Reau acolo mai în spate.
Hai să vedem. Da, deci să eu pasez la Leo, Leo. Oi, 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 ce sprint! Și ce șot rău! Cum a șutat așa rău? Pfff, aleau! Atâta la trebuie să fie gol, bro! Nasol, ne bate Roma, totuși Roma. Ați văzut câte ocazii a avut și câte faze. Cred că dacă nu eram eu play highlights pe defending, poate era și vreo 4-0. Doamne! Ăla e match cu Chelsea, returul de data aceasta la ea acasă. Hai să vedem cum ne vom descurca în acest match. Am simulat meciul cu Salzburg și desigur o victorie 2-0. Am zis că nu mai rost să jucăm cu ea. Și bine a făcut că desigur o victorie foarte clară pentru AC Milan. Este de meci Rafa Leao desigur dorește să se răscumpere pentru șutul acela rău care l-a dat cu Roma și într-adevăr s-a răscumpărat. Altfel, ai văzut, Leo? Am știut eu că știi să jutezi, numai acolo cu Roma. Fă presiune, fă ceva, nu i-a convenit. Și a stat-o dubios. Uite-l mă pe Lautaro Martinez la Chelsea. Și că aia, bă. Chelsea din nou în atac, minutul 26 după golul lui Rafa Leao. Chelsea, de parcă ar fi un stup de Viespi care a fost așa, știi, am enervat Viespi. Hai să vedem, corner kick for Milan, data trecută cu Roma, am decis foarte bine că l-am chemat pe ăla și ați văzut ce gol frumos a dat, culmea, fix Simone Kjær. Să vedem dacă ne mai este din nou așa o fază. Să vedem Tonali la Ronaldo, a fost un picuț cam dur acolo acele intrări, dar n-a fost fault într-adevăr. Să vedem, poate să o centrez. Ia, a intrat pe teren Zlatan. Ia, Zlatan! Gol! Zlatan, bro! Bine, bă! Intrat pe teren Zlatan Ibrahimovic, înscrie un super gol în poarta celor de la Chelsea. 2-0. Bine, bă, de ce frumos, zic Zlatan. Bine-s. Opa, oare... am crezut că și eu o să dea așa, știi, pe scurs și pe aceea. Țac, pac. Spilicueta aici se crede Batman. Și este flair final 2-0. Bine-s de tot. Dic victorie tur-retur cu Chelsea în Champions League. E clar, victorie și cu două victorie și cu Salzburg și cu Dinamo Zagreb. Cred că ultimul meci cu Zagreb. Și n-are rost. Cred că ăla voi simula că mai mult, că sigur trece mai departe de aceste grupe. Eu te Zagreb a făcut egal cu Salzburg. Clar. E bine de tot, frate. Ia uite-le aici. Ibrahimovic bags the winner for Milan. Hai să ne uităm pe calendar să fim siguri. Ia uite, avem aici un meci cu Lazio. Ăsta vreau să-l joc, că totuși n-ai Lazio. Nu poți să-l simulez. Hai să vedem meciul cu Lazio. Lazio. Ok, hai să vedem meciul cu Lazio. Meciul cu Lazio și după aceea cred că dacă mai simulăm... cred că tot prindem perioada de iarnă. Să vedem dacă... Eu știu dacă meciul cu Liverpool, în care mă duc celălalt cu Liverpool, că cu Aston Villa n-am apucat pe cu Liverpool, aveam echipă bună, nu cred că m-am uitat. Dacă au reparat, uite ce rău a dat-o, dacă au reparat cei de la EA Sports faza aia cu jucătorii la care le expirau contractele, te trezeai în perioada de iarnă că na, hai să iau gratis, știi, să semnă pre-contractul, să iau free, gratis. Mă, toți se trezeau și semnau contractele și nu mai era nici măcar un jucător la care se expire contractele. Știți bine, tot FIFA 22-ul, fără update-uri, fără nimic, tot timpul a fost așa. Niciodată n-am prins jucători de ăștia, le-aș zice free agent, că na, practic ei gratis, dar n-ai la el, că le expire contractul și semnează un pre-contract, bla, bla, bla. Sunt curios dacă acum FIFA 23 măcar au reparat această fază și na, sunt jucători free. De exemplu, știu că... Opa, stați un pic să mă concentrez! Scov! Foarte bine! Ce celebrare lor! Foarte bine din nou! Ia uite, penalti! Bă, nene, mă, câte penalti și tot le ratez! Hai să încercăm din nou! Hai să vedem așa... nu știu ce s-a întâmplat, dar nu m-am mai lăsat să schimb pe cel care execută penaltiul, dar nu este nicio problemă, pentru că Theo Hernandez foarte bine execută acest penalti și este gol pentru Milan. 2-0 și uite, fluir final. Foarte bine, bă, băieți, foarte, foarte bine.
Deci chiar scurs. Știu că am câțiva, uite cum am și vrut să zic că m-am trezit cu penaltul ăla. Este acel francez Aouar, așa ceva. Îl știți, de fapt, care desigur este plista Milanului, că expiră contractul și în realitate. Și chiar și eu zic, bă, ce idee faină și chiar ce mișto ar fi acel jucător la Milan. Și ca și Câm, dar și ca și Cam. Câm, acolo sunt poziția la care le joacă Aouar. Și chiar ar fi un transfer bun pentru Milan. Chiar ar fi un transfer mișto. Mai ales că nu, ar fi free. Deci, da. Ok, hai să vedem. Deci mai cu Zagreb, Fiorentina, Bologna, Udinese și Hellas Verona. Și apoi, desigur, aici meciul cu ăla cu Torino. Și începem perioada de iarnă. Hai să vedem. Am câștigat, uite, cu Fiorentina 2-1. Câștigăm 2-0 cu Dinamo Zagreb, foarte bine. Hellas Verona, victorie la limită 2-1, mă rog, 1-2, că a fost în deplasare. Ia uite, 2-2 cu Bologna, nasol. Și victorie cu Udinese 1-3. Bun. Și am cu Torino totuși echipă bunicică. Hop, 3-1, perfect. Și acum perioada de iarnă. Perioada aia frumoasă a anului, știi cum zic. Așa, nu contează asta. Hai să vedem aici, asta nu-mi pasă. Desigur, asta de... iarăși n-am treabă. Hai să vedem, withdrawn. Mai am cea oferte ca aici active sau toate au fost received, au fost dat, toate sunt expirate. Na, noi bai, facem așa puțină curățenie. Pac. Bun. Deci, hai să vedem prima oară echipa noastră, să nu mă trezesc că... îmi placă cea jucător free agent, doamne feri, că mă și pun așa pe alte, așa financial. Și Zlatan e cel la care expiră contractul, dar desigur știți bine că el a și spus că retires at the end of the season, deci de asta nici nu pot să-i ofer un nou contract, oricum mulțumim Zlatan, oricum este un zeu și va și rămâne mult, mult timp unul din jucătorii mei preferați. Și da, mă bucur că și reveni la Milan în acea perioadă. Ia uite aici, Simone Kjær, îl pun transfer, este cum a zis eu, vezi că una e realitatea, alta e FIFA, a involuat destul de mult. Nu ne mai uităm așa mult la detalii, dar da, e bine să așa pe moment, să nu am probleme cu ăștia ce le expiră contractele. Deci acum, hai să vedem, au reparat ăștia de la FIFA acea problemă, în care desigur nu era mai nimeni la care expiră contractul. Hai să vedem, măcar acum și știu câțiva la care să mă uit specific și să văd dacă da sau nu. Deci hai să vedem, ne uităm peste lista așa mai pe viteză, skin price, până acum nici măcar un jucător. Prea important clubul, am înțeles. Încă nimic. Hai bă frate, opa, ce era aici? E că e împrumutat. Am văzut că și că diferă repede înapoi să văd ce scrie. Și aici? Încă e loan. Ok, încă nimic. Currently on loan. Currently out on loan. Prices. Încă la nimeni nu expiră contractul. Oh boy, cred că din nou o să avem o distracție de asta. Cred că și Koke are expirat contractul, că văd că, uite, vezi că este fix suma lui de pe transfer market, deci transfer value, și zice că aș putea să-i dau chiar 28 de milioane. Și prin această fază, parcă ai putea deduce că, na, ce se întâmplă, că expiră, dar cum am zis eu, o să fie cel mai clar exemplu când ajungem la Aouar. Acolo omul ăla, știu sigur că îi zicea că expiră contractul, de-al și am așa pe listă și de-al am și dat exemplu că după el o să mă și uit. Deci hai să vedem, Uribe, Emrecean, Hazard, nimic, stai un pic, am trecut de Aouar. Aouar, se tu play, nu, ok, uite și Berardi s-a dus la Inter, auci, asta doare. Mi l-aș dori la Milan, mai ales în realitate. No, bun, în rest, încă nimic. Asking price, around the world. Ok, deci am un pe Cam, poate el. Aici e Cam. Kudu, Simons, Musiala, Blas, așa, Aouar. Uite-te, frate, că nu mere. Ta, de fapt, de ce mă minuni? Că vorbim aici FIFA 23, 22, 21, 20, deja că rămă dorul cum merge cicla, numai că ne-au băgat acum
un gunoi ordinar de, de ăsta, de meniu, care pur și simplu complică absolut totul, cel puțin pentru mine, mi se pare tot așa de greu, de navigat. Pe vremuri, bă, tot era acolo, din manetă, țac, pac, una, două, aflai tot ce doreai și acum, da, rip. Dar ok, e clar, dacă într-o listă atât de lungă și vedeți că am o listă, eu zic, destul de generoasă de jucători care am pus pe shortlist, nici măcar unul, să nu scrie că, bă, e expiră contractul, bă, unul, și să fie de ăla de 300 de ani. Și să nu-l transfer, știi, nici măcar la unul de ăla nu-i scrie. E cam clar despre ce este vorba, dar am văzut în vedere că, na, tot sunt aici. Hai că fac totuși un transfer, să nu fie așa de-am pixul. Îl lăs deoparte pe OAR, că cred că e cât share e pe OAR în momentul de față. Aș putea să le iau cu 30 de milioane, deci fix cota lui pe piață, așa nu se merită. Dacă era free, hai. Din atât, mai degrabă l-aș lua pe băiatul ăsta, dar n-am share, 75 euro îl pune, evoluează. Da. Așa l-am pe dechete, l-are, deci ca și titular. Nu știu ce să zic. Uite, cred că expiră lui Firmino contractul la ce preț are acolo. Și da, ia uite, la Zaniolo am auzit multe cuvinte de Zaniolo, chiar așa ar putea veni la Milan, dar eu știu, se va întâmpla, nu se va întâmpla. Din atât, poate că n-ar fi rău să-mi transfer un KB, având în vedere că n-am acolo cu Simone Kjær, l-am și pus transfer list, ca Lulu, na, e mai mult rezervă. Hai să ne căutăm un KB. Hai să ne căutăm un KB. Să fie, dacă se poate, și semi-realist, că așa eu aș putea să le iau, aș paca și pe Guardiol, să zic așa, am bani de el, dar nu cred că a reușit Milanul să cumpere asemenea jucător. Nathan Ake ar fi interesant, Saint-Just, iarăși mi-ar place că e și foarte rapid și ieftin, foarte accesibil prețul. Saliba e prea important, Virgil van Dijk nu, Hermoso s-a dus la Monaco, Inas ar fi arăși mișto, dar e cam scump, Araujo nici cum, Garcia iarăși ar fi interesant și așa de viitor și evoluează, dar Veresimo cât de cât ar fi semi-interesant, așa la buget să zic. Kumbele, uite, un preț foarte bun, poate și la asta expiră contractul și nu funcționează schema. Vecul nostru apărător Romagnoli, dar na, n-are rost, ia Willy Orban. Le Croix ar fi foarte mișto, mi-ar place mult de Le Croix la Milan, ar fi genial, dar m-ar mira. Mi-ar place foarte mult, ia uite, să le iau pe Lucas Hernandez și să fie frații Hernandez unul lângă altul. În realitate, nu știu ce să zic, poate ar fi discutabil acest transfer spre negativ, dar nici n-aș zice nu. Nu știu cum să vă explic, nici n-aș zice nu la asemenea transfer, adică, bă, imposibil să se întâmple așa ceva în realitate, dar nici n-aș zice că se va întâmpla. Că totuși Luca Hernandez în ultima perioadă, mai ales de... Oh! Păi trebuie să ofer mai puțin. Serios? Deci fii atent că s-ar putea să le iau pe Lucas Hernandez la un preț bombă, zic eu, și na, îl dau pe Simone Kjær, care într-adevăr parcă îmi pare rău că pleacă de lângă noi, dar totuși e un jucător mult mai bun și na, clar mai tânăr și wow, o să fie frații Hernandez la AC Milan. Dic ce mișto, așa, parcă de poveste, uite, și așa ca și thumbnail, să zic, ar arăta frumos. Dic, frații Hernandez, amândoi la aceeași echipă, frumos, la AC Milan. Ui, ce fain. Ui, ce fain. Aoleu, acum cu salarul o să ne cam batem un picuț. Hai, 80. Oh, ok, a acceptat. Fuh, bine, mă. E ce repede ne-am descurcat. Foarte bine. Ia uite că și... rezolvăm problema apărătorului, care și la început de campionat și de-a lungul că meciurilor am văzut că apărarea e un picuț așa scârție, mai bine spus, scârție apărarea și într-adevăr scăpăm, nici nu-mi place să spun cuvântul ăsta, scăpăm, chiar dacă în FIFA ar trebui să spun scăpăm că la 33 de ani, că bă, deja a involua parcă nu știu câte puncte, două. Da, sper că mă înțelegeți ce vreau să spun. Simone Kjær, clar, este un jucător care în realitate va mai juca la Milan, zic eu, minim 2 ani și așa la o cotă ridicată, dar fiind în FIFA trebuie să facem transferuri și
Chiar mă bucur de acest transfer al lui Luca Hernandez venit aici la Milan și a fost așa cum swap. 35 de milioane plus Simone Kjær, care l-aș evalua la undeva la un 10 milioane. Într-adevăr, scump, un picuț scump, dar având în vedere ce prețuri sunt fotbal în ziua de astăzi, da, eu zic că e binest. E binest, cu fines, ne-am și rezolvat acolo o problemă de apărare. Ia uite ce mișto să fie, frații, Hernandez, uite, Hernandez. Ce mișto arată! Foarte, foarte tare asta. Ia uite acolo să fie așa un perfect link, așa un link de la verde, verde intens. Dar da, cred că aici o să oprim acest episod și o să ne auzim pe episodul viitor. Încă nu cred că o să mai, fac transfer în perioada asta de iarnă. Mai mult o să jucăm celelalte meciuri de Champions League. Poate eu o să continui aici cu perioada de iarnă dacă reușesc să împrumut anumiți jucători, chiar că acum am să mă și uit pe aici dacă mai decid să mai împrumut pe câțiva. Poate ia uite-l bun, pun și pe ăsta la un list acolo, da, prinde și el o echipă, eu știu. De ce nu și Adli? Și după care văd eu cum mă voi descurca. Na bun, vă mulțumesc foarte mult că v-ați stat la acest episod și ne auzim pe data aviatoare.